domnului Șumacher și la întrebările voastre. Bună seara, încă o dată. Încă un meci fără victorie, încă un meci în care ne-am dorit, în care am încercat, în care am jucat o repriză a doua, care spune că a fost o repriză foarte bună, în care am încercat să marcăm, am și reușit. Am avut și ocazii în care am încercat, am luat niște goluri stupide. În momentul ăsta, Petrolul Ploiești este un moment dificil. Eu mi-asum răspunderea pentru toate 5 meciuri pe care le-am antrenat până acum și o să mă gândesc la ceea ce am făcut pe viitor, pentru că au 2 zile libere și nu este normal să iau o decizie la cald. Mă voi gândi, mă voi sfătui și voi vedea care este soluția pentru ca Petrolul Ploiești să joace mai bine, mai ales că și suporterii sunt cei care își doresc acest lucru. Arăta Petrolul așa cum mai vrea tu, doar o repriză la doua în această seară. Este cea mai bună repriză făcută aici? Este cea mai bună repriză făcută din punctul meu de vedere, dar nu este ceea ce îmi doresc eu. Pentru că au fost momente în care, chiar dacă am atacat, chiar dacă am ajuns în fața porții, chiar dacă am avut ocazii, au avut momente când nu am arătat așa cum vreau eu, dar încă o dată, repriza a doua, din punctul meu de vedere, a fost una din cele mai bune reprize pe care eu le-am avut în astea 5 meciuri. Îți poți reproșa formula de start, am văzut că la pauză ai făcut 3 schimbări. Am făcut 3 schimbări, am încercat să risc. Am, chiar dacă multă lume m-a criticat atunci și la televizor, eu am încercat acest lucru, am riscat, am dat și gol imediat, am avut și ocazii de a marca, am avut el ocazii de a marca repriza a doua. Îmi felicit jucătorii pentru această repriză, păcat că în momentul ăsta Petrolul Ploiești este într-o perioadă de tranziție, pot să spun așa, pentru că fiind atâtea meciuri în care nu am câștigat, este normal ca antrenorul, conducerea, toți cei care sunt aici, jucătorii să fie cei care sunt de vină în momentul ăsta, indiferent care este soluția de viitor. A fost că s-au făcut niște erori majore pe zona de mercat, Oșunii? Pe zona de mercat, cum spuneți dumneavoastră, noi am încercat să aducem jucători. Dacă îi luăm pe fiecare după nume, sunt niște jucători care au jucat la un nivel destul de înalt. Doar n-au arătat-o în momentul ăsta. Și eu mă așteptam foarte mult de la unii jucători și poate, cum a spus dumneavoastră, eu mă așteptam mai mult de lei, cum a spus, nu sunt niște erori. Sunt niște jucători care nu s-au adaptat în momentul ăsta la Petrolul Ploiești. Concret, care e cea mai mare dezamăgire dintre jucători pentru tine? Nu pot să spun care este cea mai mare dezamăgire, pentru că nu o să spun niciodată și să dau un jucător care este cea mai mare dezamăgire pentru mine. Eu cred în acei jucători, chiar dacă sunt eu, chiar dacă nu voi fi eu, eu cred că acei jucători poate să joace mult mai bine sau poate să acumuleze puncte, pentru că de 5 etape nu au acumulat niciun punct și da, este normal și îmi pare rău de ceea ce se întâmplă. Repet încă o dată, eu mi-asum răspunderea pentru tot ce s-a întâmplat în această perioadă. Am văzut că toată lumea asociază lucrurile astea cu prietenia mea, cu Marius Nicolae. Nu are niciun lucru, nu are niciun sens această prietenie. Suntem prieteni, normal, peste tot în fotbal românesc sunt prieteni. Doar că eu am venit la Petrolul Ploiești după ce am făcut o școală de 6 ani de zile. Poate n-a venit într-un moment bun. Am încercat, chiar e loc pe toată lumea care știu ceea ce face noi la Petrolul, să întrebe jucătorii cine vin la noi la antrenamente, să vadă ceea ce facem, cât muncim, cât ne dorim să se întâmple lucruri bune, dar în momentul ăsta nu s-au întâmplat și normal ca antrenorul să fie cel care este problema acestei echipe. Au fost reproșuri între jucători acum la vestiare, probleme? Nu, nu a fost niciun reproș. Și sărace stau cu capul jos pentru că știu și ei că repriza a doua au simțit și ei că au putut să facă altceva, au simțit și ei că au putut să câștige, dar nu au făcut. Revenind un pic la întrebarea colegului, fără a da nume, sunt jucători care te-au dezamăgit profund, să spunem, dintre cei veniți în iarna asta? Nu sunt jucători care m-au dezamăgit profund. Sunt jucători care nu au arătat adevărata valoare. Nu m-au dezamăgit profund, dar eu cred că în momentul ăsta sunt jucători buni, sunt jucători care au jucat la un nivel foarte înalt, doar că în momentul ăsta nu s-au pliat la ceea ce ne dorim noi. Paul Luci, de exemplu, va avea
aceleași șanse în continuare? Vom vedea ce se va întâmpla. Mai sunt două zile, iau două zile libere, luni la antrenament. Vom vedea ce se va întâmpla după astea două zile. Noi vrem să luăm o decizie la cald, imediat după meci. Ne vom gândi și vom încerca să găsim soluții valabile pentru ca, repet, Petrolul, suporteri minunați care au venit la stadion și au susținut echipa. Nu mă deranjează că au strigat demisia, este absolut normal pentru că sunt 5 meciuri în care nu a câștigat această echipă și eu sper ca în viitor Petrolul Ploiești să fie o echipă, chiar dacă mai sunt 12 etape în care să acumulăm puncte și să fie o echipă în care trage cât mai mult și arată altă atitudine și arată altceva la fiecare meci. Ce s-a schimbat la pauză? Cum ai reușit să-i motivezi de au jucat altfel poate de primul meci? Le-am spus să joace. Le-am spus să încerce să joace cât poate de bine, să alerge, să demonstreze că lumea i-a susținut din tribună, indiferent că au avut erori pe care toată lumea le-a văzut. Ei au intrat dornici, păcat că, na, din ce am văzut și eu, am avut un gol valabil, anulat, în prima repriză, intram cu 2-1, poate altfel era rezultatul, dar asta e, nu mai avem ce face, nu mai putem să dăm timp înapoi. Repet, lumea este absolut îndreptățită pentru ceea ce cer ei. Și atunci sunt două zile în care ne vom gândi ce avem de făcut, care este soluția bună ca Petrolul Ploiești, un oraș cu tradiție, un oraș cu fotbal, un oraș care oameni care cunosc fotbal, un oraș care merită o echipă în prima ligă. Crezi că va mai exista Petrolul Ploiești? Haideți să vă mai explic ceva. Toată lumea ne gândim, toți și în frunte cu mine, este normal să ne gândim Petrolul în prima ligă. Au retrogradat și Juventus, a retrogradat Olympic Marseille și au revenit cu suporteri lângă ei. În Liga a doua, Juventus a avut 50.000 de spectatori la fiecare meci și au încercat să revină, dar cu o strategie foarte bună, cu niște oameni care au încercat să susțină echipa, toți, indiferent care au fost. Și Petrolul Ploiești poate să fie la fel, că sunt eu, că va veni altcineva, oamenii care susțin și care cred în Petrolul Ploiești, indiferent pentru stadionul ăsta minunat, pentru suporterii care sunt, se poate face așa strategie. De ce nu se poate acest lucru? Nu înțeleg. Cu jucători tineri de viitor care putem să-i aducem? Sau? Se poate întâmpla orice. Ok, mulțumim. Asta e.